V-ați lins vreodată pe degete, salut, astăzi vorbesc despre expresia aș linge degetele. <laughs> Și când cineva își linge degetele, e un fel de semnal că i-a plăcut foarte mult mâncarea. <laughs> Și uh, când uh, cineva mai ales copiii da? își ling degetele. C când cineva își linge degetele, practic ceea ce face acea persoană este să treacă cu limba pe fiecare deget <laughs> ca să mai ia și ultimile resturi de mâncare uh, care au mai rămas pe degete. Da? De ce? Pentru că a fost o mâncare delicioasă, pentru că i-a plăcut foarte mult și au mai rămas niște resturi pe degete <laughs> și nici alea nu trebuie irosite. Trebuie să le iei și pe alea. Atât de bună a fost mâncarea sau prăjitura. A irosi înseamnă a arunca, de exemplu, la gunoi. A irosi e ceva care este în plus și trebuie eliminat. Da? Și în cazul ăsta, când spui că au mai rămas niște resturi pe degete și nu trebuie irosite, înseamnă că nu trebuie să te speli și să le dai la o parte când te speli pe mâini cu apă și săpun. Nu! <gântu -i> nu trebuie irosite, trebuie să lingi cu limba. <gântu -i> <laughs> degetele ca să simți plăcerea aia a mâncării. E destul de simplu de înțeles această expresie, există mai multe limbi uh, și foarte mulți copii din lumea asta practică treaba asta cu linsul pe degete. Primul exemplu, am făcut o prăjitură cu mere atât de gustoasă, că Mihai a trebuit să se lingă pe degete după aceea. <laughs> În acest caz, Mihai, probabil un copil, a mâncat din această prăjitură, făcută de mama, și prăjitura a fost atât de gustoasă, delicioasă, că a trebuit să se lingă pe degete. Al doilea exemplu: copiilor le place înghețata atât de mult că se ling și pe degete dacă a mai rămas ceva din înghețata cea prețioasă. <laughs> Prețios înseamnă foarte valoros, care are un preț foarte mare, cu o valoare foarte mare. Și de multe ori o să vedeți copii care mănâncă înghețată și ling înghețata și mai rămâne așa câte un strop și pe deget și repede trebuie să lingă degetele și cu acea uh, cu acele resturi, să zic, sau uh, ce mai rămas din înghețată. <laughs> da, copiii sunt tare simpatici, nu știu dacă I-ați văzut cum mănâncă ei înghețata, dar sunt foarte sinceri. Și spre final vreau să specific faptul că se folosește acest verb reflexiv aș linge degetele și atunci spui că eu îmi ling degetele, el sau ea își linge degetele. Um... Și la fel și la trecut o să folosești forma de trecut a verbului reflexiv, nu? Tu ți-ai lins degetele, noi ne-am lins degetele, de exemplu, etc., ok? Să nu uitați să respectați regulile acestui verb reflexiv. Verbele reflexive... Practic, vorbesc despre o acțiune pe care o facem propriului corp sau în care implicăm propria persoană. Um, uite, șase exemple de verbe reflexive în limba română. Aș linge degetele, aș pune întrebări, aș face socoteli aș comanda de mâncare la restaurant, aș cumpăra o mașină nouă și numărul 6, aș pieptăna părul, care înseamnă că îți piepteni părul cu un pieptene. Dar poți să îți mai piepteni părul și cu o perie de păr, mai ales pentru femei și pentru păr lung este ideal o perie și nu pieptene. O zi de miercuri, excelentă în continuare, <laughs> să-mi spuneți dacă v-ați lins degetele de la mâncarea bună pe care a făcut-o, de exemplu, bunica, <laughs> sau mama, sau partenera, sau partenerul. Și ne auzim vineri. Numai bine! Pa!